Salutare, dragilor, să începem în forță. Deci, ce este PPMM Coin? Ieri am postat pe Twitter un sondaj de opinie în care v-am întrebat despre ce meme coin ați vrea să povestesc, să vă zic ce este, ce face, câte monede are, unde este listat, cum arată pe grafice și care ar fi predicția mea vis-a-vis de acest proiect. Atenție, disclaimer, nu dețin, de fapt, ca să-l formulez corect, nu am cumpărat niciodată meme coinuri, nu aș investi în genul ăsta de proiecte, în primul rând o să admit, pentru că mi-e frică, nu pentru că nu aș vedea oportunități, dar mi-e frică, știu ce înseamnă, știu că sunt chestii toxice, da? Sunt la fel ca și cazinourile și acolo poți să câștigi, dar media cunoscută de mine în viața reală e că oamenii nu prea câștigă. Așa că, scop educativ, nici de cum să vă îndemn să cumpărați asemenea lucruri, o să vă explic ce este PP Coin. Bun, începem cu Google, unde căutăm meme Coin Market Cap, da? Ne duce direct în Coin Market Cap, pe site-ul Coin Market Cap, iar aici vedem, Doamne ferește, piața de meme coinuri are o capitalizare de, țineți-vă bine, 48 de miliarde de dolari și un volum de tranzacționare de 3 miliarde de 500. Enorm. Pepe, în acest top, ocupă poziția numărul 3 ca și valoare de piață. Ca și volum este pe locul 1. Da? Pentru că Dogecoin nu are volum mai mic decât Pepe. Da? Asta este Pepe, pe poziția 23 în topul global. Țineți cont că în topul ăsta global, pe 9 sau pe 10, este Dogecoin. Bun, începem cu acest chart frumos. Acest Pepe este aici pe CoinMarketCap de prin aprilie, stați așa, aprilie 2023, da? A fost foarte slab până prin februarie, da? Deși în decembrie și noiembrie piața a început să crească și arată cam așa. Hai să începem cu începutul. Câte monede Pepe există? Și acum vedem așa. Sunt, ferească Dumnezeu, deci 800 de milioane, 689 de miliarde, 420 de trilioane. Sper să nu mă înșel. Dacă mă înșel, aia e, să-mi fie mie iertată greșeala. Bun, deci sunt atât de multe monede încât, în primul rând, te încurci la calcul. Da? Când vrei să calculezi, să zici gen, cât poate să crească, care este probabilitatea, te încurci, da? Volumul, gen, este Doamne ferește, adică suntem într-o perioadă extrem de bearish, da? Iar el are 279 de milioane de dolari pe Coin Market, pe ăsta, pe Binance, are 5 milioane pe Uniswap, încă 9 milioane pe Binance, 45 de milioane pe OKEx, 31 de milioane pe Bybit, 5 milioane pe Kraken, 28 de milioane pe Gate, în fine, ați înțeles ideea. Deci, Pepe are enorm de mult volum, băi, enorm. Bine, acum nu ca și crede că este real. Dar, și cifrele astea, adică gen, nasc niște costuri. Acum, hai să vedem cum arată website-ul lui Pepe. Website-ul lui Pepe este o chestie verde, după cum o puteți vedea. Se numește pepe.vip. Da? Pe pepe.vip puteți să vedeți gen tokenomics, unde spun așa, token supply, no taxes, no bullshit, it's simple. Ok, token are banned and contract ownership is announced. Ok, roadmap. Faza 1, Vibe and Hold, meme takeover. Nu știu ce, cam ăsta e site-ul. După care te duci aici, How to buy, asta ți explică din prima. About, Pepe is try... Deci fii atent, Pepe s-a săturat să vadă cum toată lumea se joacă cu cartofi în cinci și cu derivate gen Shiba, Gamelan, Elon, Turbo, Flocky, nu știu ce, Inu Coins. The Inu had her... Deci cei de la Inu, zic ei, au avut timpul lor, da? Bun. Pepe is here to make meme coins again great. Da, adică gen cum a zis ăsta, Donald Trump, să facă America great again.
Practic, ei își propun să fie cel mai cumoț meme coin din industria meme coinurilor. Da? Dacă ne uităm la volume, se pare că lucrul ăsta este reușit din partea lor. Deci au reușit treaba asta. Hai să vedem cum arată pe social media. Pe Twitter, cei de la Pepe au 673.000 de urmăritori, da? Și uite, genul ăsta care e pin prima are 2.500.000 de vizualizări. După care avem postare de azi 300.000, 340.000, 119.000, 199.000, 293.000, 4.800 de like-uri. Adică nu știu ce proiect gen de tehnologie, dacă ne-am uitat, nu știu, la Cardano, la Polkadot, la Solana, la ce vreți voi, nu au această dinamică nebună pe care o au meme coinurilor. Este ceva, nu știu, de domeniu incredibil. Am intrat și pe CryptoRank să văd dacă găsesc date despre investitori, n-am găsit nimic. Ce vedem aici este clar, cum am anticipat, supply-ul 420 de trilioane de monede. Asta înseamnă 420 de mii de miliarde de token. Da? Deci dacă aveți 1 milion de pepe, 10 milioane, înseamnă că n-aveți nimic. Dacă aveți 100 de milioane de pepe, înseamnă că n-aveți nimic. Da? Dacă aveți, nu știu, 10 miliarde de pepe, atunci e altă discuție. Dacă aveți 20 de miliarde de pepe, altă discuție, dacă aveți 100 de miliarde de pepe. Acum n-aș vrea să fur curent, dar când eram în Dubai, o, cum se zice acolo în engleză, little bird, știi, o mică păsărică, mi-a șoptit că cineva din ecosistemul pepe, gen unul din adevărații pepe, ar fi român. Da? Sau că cel puțin o mega balenă din pepe este român. Dacă te uiți la acest clip mega balenă, adresa mea este office@bitmarket.ro, poți să-mi transmiți gândurile tale acolo. Ideea este că acest clip nu este promovat, nu este plătit, este la cererea comunității. Da, n-am nicio treabă, nu dețin pepe. O să mă uit imediat și pe grafice. Ideea este că am lămurit. Deci sunt 420 de trilioane de dolari și un market cap de 5 miliarde de dolari, deci asta e valoarea proiectului. Și sunt toate monedele aflate în circulație în clipa de față. From all-time high este la 26,7 mai mic prețul. Da? Deci minus aproape 30%. From all-time low de la minimă este la 19%. Ne uităm imediat și pe chart-ul să vedem cum arată stimabilul Pepe. Hai să vedem și graficul celor de la Pepe. Am ales pe o săptămână, am dezactivat orice formă de indicator, am luat doar graficul cu lumânările sale pure. Bun, de la lansare până acum, all-time high-ul lor a fost de 772%. N-ai cum să numeri asta că sunt multe decimale, sunt 0000001 nu știu ce. Bun. În clipa de față, față de all-time high-ul s-au atins în 27 mai, prețul este undeva pe aici cu 28% mai mic. Hai să dăm drumul la indicator să vedem cum stă treaba. Bun, deci pe weekly sunt într-o corecție, pe monthly sunt nicăieri, că n-au chart. Pe 3 zile sunt jos, s-ar putea să înceapă să urce, cred că prima rezistență e aici, la mulți de 0, 15, 7. Da, acolo văd aici, în zona asta de top. Pe daily, pe daily este în urcare, arată decențel Pepe, aș spune. Dacă Bitcoinul nu se prăbușește, cred că Pepe se va întoarce din nou în zona asta, adică un potențial de 34%, aș spune eu. Și acum aș reveni la Pepe aici, da? Unde avem așa 420 de trilioane, dar ce vreau să scot în evidență este market cap-ul ăsta uriaș. Da? În clipa de față, cel mai mare market cap pentru un meme coin îl are Dogecoin, da? Care are un număr de monede mai mic decât Pepe, da? Și o valoare de piață de aproape 3 ori și un pic. Iar cei de la Shiba valorează 10 miliarde. Deci dacă ar fi să calculăm doar
Din ce vedem în realitate, am putea spune, bă, ăștia ar putea să ajungă la valoarea lui Shiba. Dacă fac oamenii ce au făcut Shiba, Dojo, marketing, ziua, noaptea, în somn, vorbesc numai de marketing și nu știu ce. Este o probabilitate, da? 10x de aici pentru cei ce visează, 50 de miliarde, bă, nu există. Cel mai mare market cap îl văd acum la ăștia, 17 miliarde de dolari, da? Cerul este limitat, dar eu mă raportez la ce văd în realitate. Deci, într-un scenariu mega, ultra, ultra, mega bombastic, să zicem că ar putea să ajungă pe unde e Dogecoin, pe la 17 miliarde, da? Nu vorbesc de un scenariu care se va întâmpla, vorbesc de ipoteză. Așa că, cei care așteptați cu un milion de pepe să se facă un dolar, băi, n-are cum. Deci, n-are cum. Deci, ca să se facă ăsta un dolar, înseamnă Microsoft cu ăștia, cu Nvidia, cu Google, cu tot market cap-ul, toate companiile de pe pământ, valoarea aia să se verse în pepe. Deci, nu. Cei care visați 10 cenți, nu o să se întâmple. Cei care visați un cent, nu o să se întâmple. Dar nu are cum. Da? Cam asta este realitatea. Aștept în comentarii feedback-ul. Dacă voi ajunge la 90.000 de urmăritori, în acea lună voi face o dată la 3 zile câte un clip la cererea publicului, pe ce vreți voi, să vă explic care, cum, care e potențialul și așa mai departe.